Senatorul PNL Daniel Cadariu a inițiat o propunere legislativă prin care casele de cultură ale sindicatelor ar putea să treacă în proprietatea administrațiilor locale. În județul nostru vorbim de casele de cultură din Suceava și Câmpul Lung Moldovenesc. Senatorul sucevean a depus deja la Senat proiectul de lege care, dacă va fi votat de colegi și va deveni lege, va permite ca cele două case de cultură din județ să treacă în administrarea primăriilor. De multă vreme, după Revoluție și până acum, avem două cazuri în județul Suceava, în Câmpul Lung Moldovenesc și în municipiul Suceava, în care două case de cultură ale sindicatelor se află într-o stare de degradare avansată. Pe de o parte. Pe de altă parte, constată toată lumea că în acești ani activitățile de bază care ar fi trebuit să se desfășoare acolo, în special activitățile culturale, sunt foarte rare sau, în cazul municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, chiar inexistente. De la acest fapt am pornit atunci când am încercat să găsesc o soluție pentru ca aceste lăcașe de cultură să ajungă în administrarea localităților. Senatorul Cadariu a precizat că acest proiect de lege l-a inițiat după ce a mai încercat și o altă modalitate prin care cele două case de cultură se poate ajunge în administrarea primăriilor din Suceava și din Câmpul Lung Moldovenesc, și anume a pus la dispoziția administrațiilor locale un model de contract de asociere propus de către organizațiile sindicale. După o analiză amănunțită a specialiștilor din primării, s-a ajuns la concluzia că acest contract prevedea prea multe obligații ale primăriilor și prea puține drepturi în ceea ce privește exploatarea și folosirea lăcașelor culturale. Am pornit de la faptul că la un moment dat în România erau 52 de case de cultură ale sindicatelor, de regulă în municipiile reședințe de județ, dar nu numai, care în mod normal și firesc ar fi trebuit să fie în proprietatea primăriilor. Dar după Revoluție, în urma unor procese deschise în instanțele din România, marea majoritate a acestor case de cultură au ajuns în proprietatea actualelor sindicate. E o stare de fapt de la care pornește totul. Astfel am propus un proiect de lege prin care se creează practic premisa în mai multe etape ca aceste case de cultură să ajungă într-un final în proprietatea localităților. Legea propusă reglementează posibilitatea preluării primăriilor casele de cultură a sindicatelor în mai multe etape. Primul pas, la solicitarea guvernului cu asentimentul organelor de conducere ale organizațiilor sindicale, casele de cultură a sindicatelor trec în domeniul public al statului. În pasul 2, aceste imobile vor fi transmise în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, unde sunt situate prin hotărâre de guvern. Concomitent, organizațiile sindicale care au în proprietate casele de cultură primesc în compensare bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului.